Mama mia, dar ăsta e popii din ăla. Deci uitați-vă un pic. Eu le apăs pe o parte și pe alta. Nu cred! Super! Hei, salutare și bine ați venit la un nou video! Astăzi vom face o vânătoare de popit! Asta vom face pentru că am tot stat și m-am gândit cum ar trebui să îi prezint Ierica-i toate popiturile pe care voi deja le-ați văzut. Ierica încă nu a apucat să le vadă, însă Alexia, da, le-a văzut. V-am pregătit niște întrebări, atât ție cât și ție. Și trebuie să vedem acum care dintre voi va începe prima. Am aici un bilețel. Acesta este bilețelul pentru cel care va începe. Dar cum facem ca să începem runda? Ciocanele. Ciocanele, ok, hai să facem ciocanele atunci. Ciocanele. Ok, tu începi. Deci, Ierica, poftim. Aici e bilețelul, tu începi prima probă. Sub topogan găsești o jucărie. Ok. Haideți să vedem. Topogan. Deci sub topogan, haideți. Uite, wow! Pe Codrin! Un bilețel și uite un popit! Și un popopopit! Ăla este bilețelul Alexiei. E albastră, e cochetă, se transformă în tricicletă. Ce este? Și pe partea asta găsești surpriza la ea. Tricicleta! Tricicleta, corect! Haideți, repede! Ia să vedem! Tricicleta asta se transformă în tricicletă, e albastră și cochetă și... Uite, simplă, uite un bilețel! Și încă un bilețel! Haideți să vedem ce provocare urmează! Ierica, e pentru tine! Uite! Uite, este făcut colțul unui elefant! Scrieți-ne în mesaje dacă voi știți din ce este făcut colțul unui elefant! Lemn, de argint, de filde și de oxigen. Apoi este făcut din filde. Super! Bravo! Asta este filde. Și pe spate? Te-ai ascuns vreodată sub masă? Da. Te-ai ascuns vreodată sub masă? Da. Ce vrea să însemne asta? Știe careva? Ce înseamnă? Tate. Masa. Masa. Care masă? Da, care masă? Repede la masă atunci. Hai. Repede la masă. Să vedem. La masă. Să vedem ce se ascunde la masă. Fetele au găsit ceva la masă. Ia să vedem ce au găsit la masă. Ce este acolo? Wow! Monkey! Cum se cheamă astea? Monkey Doodles. Monkey nu știu cum. Are roți, dar nu-i căruță. Are uși, dar nu-i căsuță. Ce este? Voi știți răspunsul la această ghicitoare? Erica, tu știi răspunsul la această ghicitoare? Nu. Deci are roți, dar nu-i căruță, da? Așa. Are uși, dar nu-i căsuță. Ce la ce închizi tu ușile și are roți? La ce închizi ușile și are roți? La mașină. La mașină, bineînțeles! La mașina este! Păi unde? Pe verso. Unde e castelul? Unde e castelul? Castelul. Care castel? Castelul. Ia. Repede la castel atunci. Ce faci? Un rainbow popit. Un domn a ieșit din casă fără umbrelă și pelerina. Însă hainele lui sunt uscate. Care este secretul lui? Care să fie secretul acestui domn misterios? Hey. De ce a ieșit el uscat din casă dacă afară plouă? Dar cred că este soare sau ori are haine speciale pentru... Ierica are dreptate. Doar deci, a ieșit din casă. Doar a ieșit din casă, de aceea este și uscat și afară nu plouă, bineînțeles, nu? De asta hainele le are uscate. Următorul indiciu... Cele mai galbene flori din curte. Cele mai galbene flori din curte. Unde se află? Acolo. Unde? Acolo! Haideți să vedem cele mai galbene flori din curte. Și am găsit acolo un bilețel și ce am mai găsit acolo? Ia să vedem, am mai găsit un popit. Asta are furnici! Are Dacă depășești persoana de pe locul al doilea, pe ce poziție te afli? Interesantă întrebare. Erica, știi?
Pe locul... Nu spune dacă știi, păstrează pentru tine, Alexia. Ia scrieți voi în comentarii. Chiar așa, scrieți voi în comentarii dacă știți pe ce loc te clasezi dacă depășești persoana de pe locul al doilea. Pe locul întâi. Bineînțeles că pe locul întâi. Woo! Bravo! Mai departe, următorul indiciu. Ne întoarcem de unde am plecat. De unde am plecat? De pe castel. De pe castel sau terasă? Castel. Pe... Hai la castel prima dată. Haideți să vedem, hai. Ia, am plecat de aici. Aici nu-i nimic. Mai e ceva? Nu, nu mai este nimic aici. Dar totuși, noi am plecat adineauri de aici, dar nu asta cred că a vrut să zică. Probabil locuri din care am plecat prima și prima dată. De unde am plecat prima și prima dată? De pe terasă, nu? Da! Haideți pe terasă atunci. Care este locul din care am plecat? De aici, nu? Și ce ar putea fi? Sub canapea. Pe canapea nu este nimic. Deasupra? Eu văd pe masă ceva. Sub canapea nu este absolut nimic. Și... O fi dinozaur! Wow! Și avem și un bilețel. Ia să vedem. Pe cine a zidit meșterul Manole? Pe Maria, pe nimeni, pe Ana, pe Luana. Deci ia să vedem acum dacă știți pe cine a zidit meșterul Manole. Asta e o întrebare bună. Nu cred că vei ști răspunsul, dar... Știe povestea, dar nu știe numele soției. Presupun că este... Luana. Manole și Luana. Sunt două nume care se cam lovesc așa, bâng, 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 Maria, cap în cap, Maria, nu prea merg. Maria, Maria, Manole, da, e un nume interesant, dar nu este Maria. Atunci o luăm pe ultima, pe Ana. Ana, bineînțeles, Ana, meșterului Manole. Felicitări, canapeaua este a ta. Oh, deci canapeaua este a ta, ce înseamnă asta? Cred că vom găsi ceva pe canapea. Ia să vedem, ia să vedem ce găsim. Ia să vedem. Wow! Și v-ați băgat acolo din prima. Ia să vedem. Among Us. Among Us. Super. Ce gigantic. Care a fost primul animal care a fost lansat în spațiu? A, o pisică. B, un câine. C, un șoricel. D, un iepure. O pisică sau un câine? O pisică sau un câine? Cred că... Ia să vedem. Știți sau nu știți răspunsul? Acum să vă văd pe amândouă. Câinele. 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 Eu știam. Și răspunsul corect este... Laica! Primul câine rusesc care a mers în spațiul. Da, așa este. Un cățel a fost primul care a explorat spațiul. Bravo, fetelor, felicitări! Iar acum că am descoperit toate popiturile, haideți să facem și un mini test. Vom cronometra cu care vreți să facem proba, cu ăsta sau cu ăsta, să vedem care din noi trei va sparge cel mai repede bulinele de la popit. Eu vreau cu ăsta. Cine începe prima dată dintre noi trei? Erica? Erica, tu începi? Ok, hai să vedem. În 3, 2, 1, start! Am dat drumul, ia să vedem în cât timp pocnește popitul acesta, Erica. Nu contează, cu un deget, cu toate, cum poți. Important este să le apeși cât mai repede pe toate. Au trecut deja 15 secunde. Hai că mă mișc cât de repede pot. Hai, Erica! Hai, Erica! Hai, Erica! Hai, Erica! 25 de secunde și Erica încă mai are de spart un sfert de Among Us. 35 de secunde și... Stop! Aoleu, stai așa, să dau drumul! Nu cred! 40 de secunde, Erica! Super! Și Alexia, ești pregătită, da? În 3, 2, 1, start! Hai, Alexia! Hai, Alexia! Hai, Alexia! Hai, Alexia! Hai, Alexia! 10 secunde! S-au scurs din cronometru până acum! Și mai avem mai bine de jumătate de Among Us de pocnit, că este tot popit. Și au trecut
25 de secunde. Se pare că Alexia va fi câștigătoare și... Gata! Stop! Ai reușit în exact 33 de secunde. Deci, da. 32 de secunde și 86 de sutimi, mai exact. Bravo! Un timp foarte bun, bravo! Să vedem cum mă voi descurca eu. Au! Și să începem! Mama mia, dar ăsta e popi din ăla. Deci uitați-vă un pic. Eu le apăs pe o parte și pe alta. Nu cred! Deci nu pot să cred. Eu pe o parte le... Hai, tati! Dar... Hai, tati! 31, 32, 33, 34, 35... Stop, nu! Deci nu-i corect, am făcut, uite, astea iar s-au ridicat. Am făcut pe partea care, într-adevăr, dacă făceam pe partea asta la altă, fiți atenți, dacă făceam așa... Uitați cât de repede. Făceam și astea se dădeau jos. Puteam să facem și așa. Uitați cât de simplu ar fi fost. Dar pe partea asta la altă nu mai e la fel de simplu. Pentru că nu vrea. Da, și acesta a fost locul nostru de astăzi. Vă, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați acolo mare like, să vă abonați. Pa, pa, gata. Încercăm o dată și cu un popit din acesta cu plastic. Hai, Alex, începe tu prima dată. Să vedem. Fără cronometru, cât de repede. Uitați-vă un pic cum merge, a? Așa, da. Altă treabă. Super! Nici n-am avut timp să număr. Bravo! Și Odine. Așa, hai, Codrin, hai, pe fiecare, hai, repede.